Vlogul ăsta e unul dintre cele mai random lucruri din viața mea și totodată cel mai ghinionist că mi s-au pierdut o grămadă de filmări, da. Cred că o să am nevoie de un om care mă filmează că eu nu sunt capabil. Vă las cu aventura unui moldovean prin București atât cât am reușit să o surprind pe cameră. Neața, e 4, merg la București, facem un clip la piesă. Trebuie să fac un daily, că nu știu exact ce ajung să fac pe acolo și vreau să fac ceva anume, dar nu vă zic încă ce, că dacă vedeți ce vreau să zic, vedeți din titlu. Nu știu dacă ați înțeles, e 4 dimineața, vă rog ajutor. Și am zis, bă, hai să-ți dau acum drumul la filmare, că după dacă pleacă trenul, deci nici cu subtitrări nu mai au zis ce zic, deci John. Prin urmare, nu cred că ai rost să vă plictisesc cu secvențe din tren, stau 5 ore dacă vreți să știți și ne vedem direct la București. Papaile. Bună dimineața, la voi au trecut 5 secunde în tranziția aia, frate, la mine au trecut 5 ore. Am luat un măr, deci eu nu stau cu frate stau 5 ore, nici când mă joc nu stau 5 ore. Am stat în trenul ăla de am amețit, deci nu mai pot și nu știu câte până unde trebuie să ajung eu, sunt undeva la 2-3 km. Deci nici nu mă gândesc să iau Uber-ul, deci mi-am degeaba, mă duc pe jos să mă simt un pic că trăiesc, ești nebun. O am aici pe Google Maps care îmi vorbește, zice, ocoliți pasajul Pietnăl, așa o zis, știi? Nu știu cât de bine se aude, dar de acum încerc să vă pun unde trebuie să iau și ne vedem cu treburile chiastea. Un moldovean în București, urați-mi succes. Da, bă, băieți, am ajuns, v-am zis că tragem clip, îl tragem acasă la mine. Haideți să vă fac turul căsime. Nu pot să deschid ușa. Am rămas blocat. Așa, am aici majordom care să-mi deschidă. Bine ați venit în casa mea. Avem aici una, două, trei, patru camere. Bineînțeles că avem pe Cezara care nu mă lasă în pace. Bună vlogul ăsta! Deci am ajuns la penthouse și Snake, cum ți se pare? Ajută-mă, te rog. Acum poți să-mi continui daily vlog? Suntem în penthouse și suntem în București și avem filmările cu pancakes. Mereu când fac eu vlog, știi, așa, nu știu cum Cezar ajunge să-mi facă vlog. O să las fetele să macheze la mine în una dintre camerele mele. O să vă mai prezint ce mai am pe aici. Aici nici nu știu ce-i. Popa, e cineva, că mai am. A, uite, another camera aici, veniți cu mine. O, șmecherii de astea acum, sigur o să vreți să vă duc în baie, pentru că cine nu vrea în baie. John, e baia asta cât ai tu apartament, ești nebun la cap aici. Păi dai, mă, joc, mă. Și vă mai duc și la etaj, că la etaj o să vă placă. L-am construit acum vreo 6 ani când mă plictiseam. Mi-am făcut și bucătărie aici frumos. Uite, poți să ieși prin bucătărie, prin sufragerie. Aici stau eu cu multitudinea mea de fete. Și acum ies pe balcon. Ia uite, domnule, am ieșit în rai unde am ajuns. Fii atent ce e aici. Am ieșit și eu un pic. Mi-am făcut măsuță. Am atâta. Cam ce pot să mai spun? Priveliște 11, 11 la etaj. Mai pot să zic, nu mai pot zic nimic. Another blocuri acolo. Aia e. Da, peste minunăția asta o să filmăm noi clipul. Nu vă mai plictisez cu casa mea. E foarte, foarte mare. Are și nu terminați. Încă am ideea pe care vreau să o fac. Sper să iasă. Nu știu dacă pun titlul episodului. Răzvan. Când mă plictisesc, mă așez aici pe canapea și mă uit la televizorul meu de 4 metri pătrați. Pican, da. Ce faci, mă? Forță, frate, am dat upgrade aici. Uite cum se vede, John, ne îndreptăm spre cel mai șmecher clip din lume, dacă nu vă zic, mamă, pe 20 aprilie am stabilit. Deci am ajuns la cafeneaua vlogărilor și, frate, deci am ajuns la cafeneaua vlogărilor. Deci am ajuns la cafeneaua vlogărilor și haide să vă arăt cine este aici, dar nu spuneți la nimeni. Vedeți cine este ăla? Este Răzvan Gogan, frate. Nu-mi vine să cred că este aici, ei vine în asta cum se vlog. Știți că eu am o treabă foarte aiurea cu frații Gogan, că m-am enervat, gen, nu știți că avem o istorie lungă pe canalul meu și în seara asta cred că e o cocră, frate, că am aflat unde stă adevărat. Vă mai țin la curent după ce terminăm asta, pentru că nu vreau să mă vadă că filmez, pentru că de seara o să-l filmez eu calm, înțelegeți? Bine, v-am regăsit aici în Mega Mall. Fiți atenți cum o să... Am pus un pariu cu tipul ăsta că lumea nu mă cunoaște, frate. Și am zis, bă, dacă îmi scot camera, păi mă oprește tot București în momentul ăsta. Ce degeaba fac asta? Uite, îmi pierd timpul dacă fac acum. Nu te bagă nimeni. Iată, nu mă uite. Bate vântul frunza lungă și pe Andrew Milano. Chim numele din Niculeț în hituleț. Nu mă vezi, dar când îți mergi. Uite, în momentul nostru, au dădea cu mă în fața gagă. Copilă! Dacă zici că mai vrezi, mă, că mai spui, n-am zis, să duce soarele. Nu te mai grea, ieși afară, stup. Neapta! Bine, taci, hai, hai. Stai, ruș, 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 că mă mai vrezi. Dar îmi pare rău! Nu mai cum să vede. Camera, mă, camera, să nu vreau.
Bună dimineața, lumea, este următoarea zi. Am filmat deja videoclipul. Faza este că nu am apucat să-l prind pe Răzvan Gogan. Nu, mamă, ce fac cu Răzvan Gogan? Da, deci asta nu e un prank. Deci nu e un prank, o să intru. Am auzit că Răzvan este singur acasă și eu invitat pe ei doi și o să mă ia și pe mine. Și când deschid ușa, pac, știi, mă arunc și eu în casa lui, știi? Da, frate, forță, frate, uite acolo un rege, alt rege. Bun, toată lumea, deci asta este momentul pe care l-ați așteptat toți. Trebuie să-mi schimb ruta pentru că am de ajuns undeva. Cred că toată lumea vrea să vadă unde am de ajuns. Fraților, am ajuns la Răzvan Gogan acasă. Din fericire am numărul lui, așa că o să-l sun cu număr privat și o să-l chem afară. O să mă dau drept curie sau ceva în genul, nu știu, văd eu. Alo? Alo? Ce faci? Vino afară. Vino până afară. Vino până afară. Mai repede. Răzvan? Pe bune? Ce faci? Ce faci, Răzvan? Oh my god, vino încoace. Te-am păcălit, nu-i așa? Hai, frate, e doar 6 dimineața. Poftim? Unde am ajuns? Andrew? Andrew! Tu ce cauți aici? Oh my god, am fost trădat! Oh my god, Sandra! Nu m-am trezit la așa. Cine ești? Sneak? Wow, e prima oară când te văd. Andra? Am ieșit din gang, frate. Nu, fă-ți gang cu Răzvan și cu Andra. Ne-ai descoperit. Să vezi cum ai ieșit Răzvan, frate, acolo, bă, Răzvan. Oh, nu, Sneak? N-am văzut chiar așa, bă, ce-ai.